Dragi oaspeți ai casei lui Dumnezeu, în primul rând aș vrea să spunem slăvit să fie Domn! Amin. Îi mulțumim pentru purtarea lui de grijă, mulțumim pentru timpul frumos de afară și mulțumim și pentru că ne va binecuvânta și aici în clădire, înăuntru. Pentru aceasta însă aș vrea să-i dăm toată cinstea, toată onoarea, toată slava lui Dumnezeu, să-L invităm să fie la sărbătoarea noastră și prin prezența Lui, inimile noastre să fie mișcate, inimile noastre să fie motivate pentru a ne bucura de ceea ce a făcut Domnul pentru noi până aici. Să fim plini de bucurie, pentru că Dumnezeul nostru este mare. Slăvit să fie numele Lui! Te lăudăm și te binecuvântăm, Doamne! Dăm slavă numelui Tău, Doamne! Pentru harul care ne-l dai astăzi să fim împreună aici în biserica Ta. Te rog să binecuvintezi poporul Tău, să binecuvintezi pe toți cei prezenți aici, Doamne. Cercetează-ne în această zi și lasă binecuvântarea Ta peste noi. Te rog să binecuvintezi toată lucrarea din ziua de astăzi, să ai în vedere mesagerii Evangheliei, să ai în vedere pe cei ce se ridică numele Tău. Te rog să iei în slujba Ta cântăreții, să revești harul Tău și să dai o ungere proaspătă, Doamne, care vine de la Tine prin Duhul Sfânt. Jemenia ca numen Atenii, îți mulțumim, Doamne, de tot timpul care ne-ai ocrotit, ne-ai păzit și ai fost cu poporul Tău și cu biserica Ta. Și mai departe ne încredințăm în mâna Ta și credem că Tu ne vei binecuvânta și ne vei cerceta în ziua aceasta prin Evanghelie, prin robii Tăi care să ridică numele Tău. Numele Tău să fie lăudat, slăvit, azi și în veci. Amin. 1 Samuel, capitolul 7, la versetul 10. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Amin. Mulțumim Domnului pentru toți cei care ați ales să fiți împreună cu noi la această sărbătoare de mulțumire și recunoștință. Intenția noastră, dorința noastră este să avem o atmosferă de familie, deci nu va fi o atmosferă foarte sobră. Vom încerca, pe de o parte, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să recunoaștem că fără El sau despărțiți de El nu am fi până aici. N-am putea să spunem până aici Domnul ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Lui. De aceea vrem să-i dăm Lui toată cinstea prin mulțumirea noastră, prin recunoștința noastră și, sigur, vom căuta să prezentăm anumite aspecte din istoria bisericii noastre, anumite evenimente. Avem o mulțime de slujitori, Domnul să-i binecuvânteze, cu care am slujit în această biserică, care au crescut în această biserică, care au fost și pe la corul copiilor, alții pe la proiector și așa mai departe. Am încercat, în limita posibilităților, să reconstituim cât a fost la îndemână ceea ce am avut înainte. De aceea am rugat pe fratele Ovidiu să aducă proiectorul și veți auzi multe din amintirile celor care slujesc astăzi în diferite biserici, slujesc și în biserica din Șoimoș, sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, dar au pornit de aici, din biserica Șoimoș.
Aș vrea să adresez adunării noastre de astăzi saluturile celor care lipsesc, dar ne-au rugat să transmitem dorința lor ca binecuvântarea Domnului să fie peste noi, cei prezenți aici, și ar fi dorit și ei să fie, dar împrejurările sunt de așa natură că nu au putut să fie. În primul rând, din partea fratelui Rivi Știpei Pavel, păstorul Bisericii Betania, președintele cultului penticostal, am fost rugat să transmit harul și binecuvântarea Domnului peste noi și întâlnirea noastră de astăzi. La originea acestei întâlniri stă fratele Tipei. În urmă cu un an și jumătate aproximativ am discutat dorința noastră de a sărbători cei 90 de ani de existență a bisericii și dânsul i-a spus, hai să facem și sâmbătă o întâlnire așa în biserica veche, să ne întâlnim toți și să ne aducem aminte cum era altădată. De asemenea, am fost rugat să transmit salutul familiei Popa Cornel, care au ajuns cu bine în Statele Unite. Sunt încă în febra instalărilor și a obișnuinței cu ceea ce oferă Statele Unite și mi-au rugat să transmit salutul lor, dorința lor ca Dumnezeu să binecuvânteze întâlnirea noastră de astăzi și biserica din Șoimoș de asemenea și sora Florica Stănescu, cu care am vorbit, m-a rugat același lucru. Domnul să îi binecuvânteze pe ei acolo, pe noi aici. Amin. Fratele Cornel, Lela, postul pastor al bisericii noastre din Statele Unite acum, ar fi avut dorința. Ne-a trimis și o scrisoare pe care la momentul potrivit am să o citesc și de asemenea m-a rugat să salut biserica, adunarea noastră din astăzi cu harul și cu binecuvântarea Domnului și sigur cu dorința Lui ca să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și pentru lucrarea din biserica noastră. Aș vrea să salut și pe cei prezenți. Sunt mai mulți, sunt aici. Frați care îi cunoașteți, la timpul potrivit o să prezentăm pe fiecare, fiecare va avea un cuvânt scurt. Nu vom avea neapărat o predică astăzi, vor fi mai mulți vorbitori. Nu ne-am stabilit un timp, la o oră la care să încheiem programul, nu vrem nici să depășim niște măsuri care sunt normale, dar să ne lăsăm călăuziți de Duhul Domnului și să ne bucurăm, pentru că suntem aici și pentru că până aici Domnul ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, în mod deosebit, aș vrea să salut pe fratele Nicu Bișboacă. Este reprezentant al Sibiului. Biserica din Șoimoș a fost înfrățită cu biserica din Sibiu. Bine ar fi să mai fie înfrățită din nou. Fratele Tănase aici. Poate că îi pune Domnul pe inimă gândul ăsta, pentru că e reprezentantul nostru acolo. Și frate Nicu Bișboacă o să aibă și el un cuvânt, dar reprezintă Păstorul cel Bun, emisiunea care se transmite în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică. Fratele vă va da mai multe detalii atunci când va lua cuvântul. De asemenea, aș vrea să salutăm pe toți cei care ne privesc pe internet cu ajutorul camerelor, cu ajutorul celor care și-au pus la îndemâna lucrării lui Dumnezeu capacitatea și posibilitățile pe care le au. Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos din partea adunării noastre de bucurie pe care o avem în familia Bisericii Pentecostale din Șoimoș și dorim harul și binecuvântarea Domnului să fie și peste dumneavoastră. Vă anunțăm că ne puteți găsi pe predic.ro și programele vor fi și stocate în arhivă. Deci veți avea posibilitatea și să ne ascultați sau să ne priviți mai târziu. Nu în ultimul rând, aș vrea să salut și pe reprezentanții bisericilor care au fost filele bisericii din Șoimoș până în anul 1990, fratele Martin Vasile, împreună cu fratele Ionuțescu Ion, Domnul să binecuvânteze, Biserica Betel. Dacă e cineva de la Biserica
apa vie. De invitat am invitat și pe ei, regretăm că nu e nimeni prezent, dar avem de la Zăbrani, și Zăbrani a fost filia noastră, fratele Puiu, Domnul să binecuvânteze fratele Puiu Rădoi. Ridică-te, rog, să te cunoască cei mai tineri. Mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Voi cânta, voi cânta, voi cânta, voi cânta.
vrea să vă prezint aici, pe mijloc, în față, sunt veteranii bisericii noastre, bătrânii bisericii noastre, frați și surori, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Mai avem și fratele George Lela, care nu-l văd aici, și mai sunt frați în vârstă, surori în vârstă, ne bucurăm pentru ei și, sigur, este un motiv ca să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Thank you.
Lăudat să fie Domnul! Amin! Mulțumim pentru că Dumnezeu a rânduit această zi de sărbătoare, ca noi să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Acesta este Dumnezeul nostru, care dorește să ne oprim și să știm că El este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a cuprins și pe mine în această istorie a Bisericii din Șoimoș. Nu mult, 22 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta care mi l-a dat. Frați și surori, cu care să pot să mă bucur în prezența lui Dumnezeu și cu care împreună să creștem spre desăvârșire, la starea de neprihănire, la starea de om mare, la starea de om destoinic pentru împărăția Lui, pentru lucrarea Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să citesc din mai multe locuri din Sfânta Scriptură. Am găsit multe locuri și n-am știut la care să mă hotărăsc, dar aș vrea să citesc pentru tineri, pentru bătrâni. Bineînțeles că toate cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură sunt pentru noi toți. Aș vrea să citesc în primul rând din Psalmul 112, primele două versete. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui. Sămânța Lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. Slăvit să fie Dumnezeu, pentru că este binecuvântat, așa cum spune El în Sfânta Scriptură. Din Psalmul 145 vreau să citesc, începând cu versetul 3. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Mă refer în mod deosebit la cei tineri care au vestit și încă vestesc. Slăvit să fie Dumnezeu! În casa lui Dumnezeu, în călătorie, în parcuri, pe stadioane, este lăudat numele lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru cei tineri. Aș vrea să citesc și din Isaia, din capitolul 46, unde cuvântul se referă cumva la cei bătrâni. Capitolul 46, versetul 3, începând. Ascultați-mă, casa lui Iacov! Putem să spunem casa lui Dumnezeu din Șoimoș, pe stâncă Șoimoș, și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc, să vă mântuiesc, slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei bătrâni în continuare. Și în primul rând aș vrea ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i ajute să-și ducă mântuirea până la capăt și cu toții să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea și în al patrulea rând, chiar dacă sunt puțin cam lung, cred că mă iartă frații mei, Domnul să-i binecuvinteze, cei care sunt în spatele meu în mod deosebit, aș vrea să fie și un cuvânt pentru noi toți. A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea din acești minunați ani. O istorie lungă în care Dumnezeu a rânduit în biserică slujitori pentru desăvârșirea poporului Său. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea să-i mulțumim pentru fratele Cornel Lela, senior, care nu este aici. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru el și să ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze acolo unde este. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Evald, păstorul care este momentan conducătorul acestei biserici, Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Cornel, care este
pastorul asistent al acestei biserici, Domnul să-l binecuvinteze și pe el. Domnul să-i binecuvinteze pe toți păstorii noștri. Și cei care au fost înainte, n-ar fi rău să-i amintim. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, și pe toți împreună, pe ei și familiile lor. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Dorel Vesa, diacon în biserica noastră. Domnul să-l binecuvinteze pe el și familia lui. Domnul să binecuvinteze pe fratele Daniel Crăciunescu, pe el și familia lui. Slujitori care au fost rânduiți de Dumnezeu în casa lui. Să ne întărească, Dumnezeu să ne întărească prin cuvintele lor, prin slujirea lor. Atunci când a fost nevoie, Dumnezeu i-a folosit și Dumnezeu i-a binecuvântat. Și ne-a binecuvântat și pe noi prin ei. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au fost lideri în biserica aceasta. De tineri, de fanfară, de cor, Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să-i întărească, Domnul să-i binecuvinteze și familiile lor. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toți acești ani binecuvântați de El. Să-i mulțumim din toată inima. Frați și surori, nu știu ce cauză frații, în urmă cu mulți ani, au hotărât să mă pună să ditez cântările aici, pentru că nu-i talentul meu cel mai numărul 1. Știu că nu sunt așa bun la ritm. Dorin Iancu să te aici așa și să încrunta la mine așa că nu știam să țin ritm așa cum să ține ritm în muzică. Una dintre cântările care le cântam des și cred că se cântă și astăzi, o promisiune a noastră față de Domnul. Cântarea care spune: nici de cum, nici de cum, niciodată gândul meu altui pas nu l-a șterg. În Iisus viața mea e bogată, un izvor din etern în etern. Haideți să-L lăudăm pe Domnul împreună cu această cântare. Iubesc,
Pierre. Haideți ca să ne dedicăm din nou viața noastră și să cântăm în toată prima strofă care promite Domnului că nici de cum, nici de cum, niciodată nu-L vom părăsi, chiar dacă celălalt va oferi ispitele Lui, va oferi atracțiile Lui, bogăția acestui lucru va oferi și Iisus Hristos. Pentru noi bogăția cea mai mare rămâne Domnul Iisus Hristos. Amin. Și ascultă această strofă, izvorul din veșnicie care ne satură inima, satură sufletul nostru de bunătăți și mă gândesc cu mâna Domnului, fost o mână larg deschisă timp de 90 de ani peste biserica aceasta. O mână din care a curs multe binecuvântări peste biserica aceasta. Așa cum spunea Fratele Nelu, din neam în neam, din generație în generație. Sunt aici multe generații, sunt generația fraților și surorilor veterani, poate la 80-90 de ani. Poi sunt generația părinților mei, poi generația noastră, cei de 30-40 de ani, apoi vin cei care sunt între 20-30 de ani și apoi vin și ăștia pe care noi nu-i cunosc. Am vrut să rog copilul ăsta și am spus că fratele Alex Ovescu, noi cunosc. Nu slujesc de parte aici doar la 20 km, dar deja neamul ăsta de oameni nu-i mai cunosc. Cunosc mă cu neamul de oameni mai vârstă decât mine, dar neamul de oameni de sub mine nu-i mai cunosc. Însă mâna Domnului a fost în aer deschisă peste biserica aceasta. Din cauza aceasta, chiar dacă nu avem 90 de ani, vreau să nu cădem în pericolul de a deveni istoric. Să știți că e un mare pericol de a deveni istoric, adică om de trecut. Sunt oameni care se numesc istorici, biserici istorice și vedem că nu mai au viață. Dar vreau ca Domnul să lasă viață biserica din Șormuș, să fie o biserică actuală, prezentă, prin prezența Duhului Sfânt să simtă viață biserica aceasta, să nu fie aici un cimitir, ci să fie aici plin de Duhul Sfânt, să fie locul acesta și locul în care întâlnim să simtă că e viață de la Domnul. De aceea, ca să fie viață și în generația următoare, haideți să cântăm din nou prima strofă, care se dedicăm Domnului de viața noastră pentru mai departe. Nici de cum, nici de cum, niciodată, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu știu de ce Dumnezeu a ales biserica aceasta de la Șoimoș să o folosească ca o carieră sau ca o pepinieră în care Dumnezeu să șlefuiască, Dumnezeu să pregătească ani de zile, zeci de ani de zile, oameni pentru o lucrare atât de importantă, pentru o lucrare atât de măreață. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea în ziua de astăzi să facem o rugăciune de recunoștință, o rugăciune de adorare, o rugăciune de proclamare a celui care merită toată slava, care este Domnul nostru, care este șeful peste toată lucrarea aceasta. Dacă mă gândesc ce mari lucrări a făcut Dumnezeu aici în biserica aceasta. Dacă luăm biserica numărul 1, dacă luăm biserica numărul 2, dacă luăm biserica de la Naidor sau biserica de la Zăbrani, sau biserica Arca, sau biserica Evangheliei Depline, sau alte biserici, sau ne uităm la Arad, sau ne uităm în Franța, sau ne uităm în Germania, sau ne uităm în Austria, sau ne uităm în America, sau în Canada, sau oriunde vreți dumneavoastră în lumea aceasta, puteți să vedeți lucrarea lui Dumnezeu, care a făcut-o aici la Șoimoș. Aici Dumnezeu a pregătit, a dăltuit, aici Dumnezeu a scos oameni destoinici pentru o lucrare atât de minunată, pentru o lucrare atât de măreață, pentru că Dumnezeu întotdeauna rămâne Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, nu avem alte cuvinte decât de mulțumire la adresa lui Dumnezeu să spunem: Doamne, ce ai găsit la noi? Ce ai văzut în noi? Ce ai văzut în biserica aceasta? Ce ai văzut, Doamne, în slujitorii care s-au ridicat aici? Ce ai văzut, Doamne?
Ăsta a fost planul lui Dumnezeu, care a fost un plan măreț, care nici o minte omenească nu poate să-l înțeleagă. Și de multe ori rămânem blocați când vedem un Dumnezeu plin de putere, plin de toată tăria care lucrează după planul lui. Și fie că ești în Șoimoș, fie că ești la Conop, fie că ești în alt loc în țara aceasta, la Sibiu sau la Botoșani sau la Hațec sau oriunde ești unde Dumnezeu te-a pus, e un mare har să poți să fii slujitorul lui. De aceea vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, acolo unde sunteți și cei care mă vedeți pe internet, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, ceea ce Dumnezeu a dăltuit aici la Șoimoș, puneți în aplicație acolo unde este, unde este domiciliul vostru, unde este șederea voastră pentru o perioadă, puneți în aplicație și înțelegeți marea valoare pe care Dumnezeu a pus-o în voi. Dumnezeu v-a pregătit pentru o lucrare specială, pentru că Dumnezeu are oameni speciali pentru lucrări speciale. Slăvit să fie numele Lui! Înainte de a ne ruga, vreau să cântăm cântarea aceasta: Măreț ești Dumnezeu, cu laude noi te onorăm. Merită acest Dumnezeu să fie onorat, preamărit și proclamat. Și vă invit să ne ridicăm în picioare. Cântăm această cântare și apoi stăm înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință, cu adorare, cu preamărire, cu închinare, cu tot ce vreți dumneavoastră. Ascultând ceea ce frații antevorbitori au spus, m-am gândit la felul în care Dumnezeu a lucrat în biserica noastră și se pune într-adevăr întrebarea: de ce a ales Dumnezeu biserica noastră? Mișcarea penticostală în Șoimoș a pornit în anul 1923, ca mișcare, fiind foarte aproape de Păuliș, frații baptiști de la Șoimoș au intrat în legătură cu fratele Bradin, cu cei de la Cuvin, și în 1923 a pornit mișcarea penticostală în Șoimoș. Ca biserică, însă, s-a organizat în anul 1926. Noi am sărbătorit în urmă cu 7 ani, 80 de ani de la înființarea bisericii, însă s-a găsit un manuscris, un jurnal al fratelui Gheorghe Bradin și acolo se face această mențiune că imediat după Păuliș și după Cuvin a început mișcarea penticostală în Șoimoș. Deci am convenit împreună cu fratele Tipei, care a făcut această remarcă din jurnalul fratelui Gheorghe Bradin, am hotărât să sărbătorim anul acesta 90 de ani de la începerea mișcării penticostale în Șoimoș. Am vrut să fac această precizare pentru că
În cărțile care s-au scris, pe site-ul nostru, site-ul bisericii, este trecut istoricul care arată că biserica este înființată în 1926. Deci ca biserică organizată din 1926, ca mișcare penticostală din anul 1923. Noi astăzi sărbătorim acest eveniment, deci originea, rădăcina mișcării penticostale în Șoimoș. Ne bucurăm pentru frații, pentru surorile care sunt între 80 și 90 de ani. Fratele George Lela are 91 de ani împliniți și este o mare binecuvântare pentru noi să avem bătrâni. Dacă fratele Ovidiu făcea remarca cu generațiile, trebuie să vă spun că eu fac parte din generația după cei care sunt aici în centrul atenției noastre, dar și în centrul atenției lui Dumnezeu. M-am gândit, sunt în comitetul bisericii de mai bine de 40 de ani, din martie 1973. Am fost în comitet împreună cu fratele Martin George, deci cu tata lui fratele Vasile. Am fost cu fratele Ion Ionuțescu în comitet, care mai în vârstă decât mine. N-are 80, 70 și 5. Deci se apropie. Dar sunt ani mulți, am trecut prin multe situații ca biserică, însă întotdeauna Dumnezeu a biruit. Slăvit să fie numele Lui! Amin. M-am gândit cel mai emoționant moment pe care l-am avut în ceea ce privește biserica a fost în anul 2010, când am fost în Statele Unite la Chicago. Am avut o întâlnire sâmbătă seara la familia Venter cu șoimoșenii. Și au fost mai bine de 100. Ne-am bucurat, am stat până seara târziu, însă problema dificilă pentru mine a apărut duminica, atunci când am fost în Biserica Elim din Chicago și la prezentarea mea păstorului acelei biserici, fratele Cristionescu mi-a spus, fii liniștit. Simte-te ca la Șoimoș. Toate posturile cheie din biserica noastră sunt deținute de șoimoșeni. Slăviți să fie Domnul! Amin. Am fost așa de emoționat că n-am putut vorbi, n-am putut predica. Sigur, Dumnezeu merită toată lauda, toată slava. Slăviți să fie El! Amin. Mai am aici două saluturi în scris. Una este de la un fiu al bisericii. Și zice așa, nu putem fi împreună la această sărbătoare, însă cu sufletul meu alături, însă cu sufletul sunt alături de voi, împreună cu Ana și copiii noștri, Ana și Luca. Este vorba despre Valentin Vesa și familia. Tot ceea ce înseamnă fundamentarea credinței mele s-a întâmplat în Șoimoș. Aici l-am cunoscut pe Dumnezeu, aici am primit botezul cu Duhul Sfânt, apoi botezul în apă și am participat cu bucurie la activitățile bisericii. Școala duminicală, corul de copii sub coordonarea mamei, grupul de tineri cu fratele Cornel Lela, corul mare sub coordonarea fratele George Lela și apoi fratele Ghiță Mărgăian. Am avut privilegiul și de a sluji la amvonul bisericii în diferite ocazii și îmi voi păstra tot timpul în suflet învățăturile primite de-a lungul anilor din partea slujitorilor. Fiți binecuvântați de Domnul, toți cei de aproape și de departe, care sunteți adunați aici în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos, Valentin Vesa și familia. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei. Yeah.
Fratele Cornel G. Lela, ca să facem deosebire, Cornel I. Lela, Iacob și George, este născut 28 ianuarie 1941. Familia Lela s-a mutat la Șoimoș în anul 1940 și la vârsta de 11 ani a început să predice cuvântul lui Dumnezeu și pentru că era prea mic, îl puneau pe scaun ca să se vadă. Am crescut și eu, sunt cu 7 ani mai tânăr decât fratele Cornel. Ne-am cunoscut și timp de 39 de ani am slujit împreună în această biserică. 12 iulie 1981 am fost amândoi ordinați ca diaconi. În 1985 fratele Cornel a fost ordinat ca păstor. Am găsit în istoricul bisericii și susținut în 4 martie 1994. Am fost ordinat ca păstor, deci de 19 ani slujesc ca păstor. În 2003 fratele Cornel a primit aprobarea de plecare definitivă în Statele Unite. E bine? Nu e bine? Este problema fiecăruia dintre noi, așa cum ne alegem. Important este că a rămas legat de biserica noastră și de câte ori vorbim la telefon, îmi spune în fiecare dimineață, împreună cu soția, la ora 9, ne rugăm Domnului pentru biserica din Șoimăș. Cu ea începem, cu biserica din Șoimăș. Este pe locul 1 în lista noastră de probleme. De aceea, fratele, deși ar fi vrut să vină, să datorită stării de sănătate, nu a mai riscat această călătorie, care nu este simplă, din Statele Unite până aici. Ne-a trimis o scrisoare în care vorbește despre Biserica lui Hristos. Voi zidi biserica mea și porțile locuințelor morților n-o vor birui. Matei 16:18. Mulți iubiți și doriții mei frați, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cuvântul lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos. Doresc pe această cale străveche, de pe vremurile apostolilor, să particip alături de voi la această sărbătoare memorabilă, împărtășindu-vă câteva gânduri inspirate de pe paginile Sfintei Scripturi. Din multele așa zise biserici, care este Biserica lui Hristos? Eu cred că Biserica lui Hristos este aceea care este zidită pe stâncă de către El, care continuă să o zidească și să o protejeze, să o conducă din biruință în biruință și în final o va încununa ca să fie împărăteasa cerului. Când cercetăm cele mai îndepărtate promisiuni ale venirii în lumea Mântuitorului Iisus Hristos, ajungem în mod inevitabil la simbolul cel mai fascinant, tabernacolul, cortul întâlnirii. A fost cel mai timpuriu loc de închinare ridicat în onoarea lui Dumnezeu. Ridicarea lui a fost exact după planul lui Dumnezeu pe care el l-a poruncit lui Moise. Nici o imaginație omenească nu a fost amestecată, nici chiar a lui Moise. Scopul cortului întâlnirii să facă posibilă prezența lui Dumnezeu însuși în mijlocul poporului său pentru a-i purta de grijă. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Exod 25:8. Aici vedem marea îndurare a lui Dumnezeu pentru poporul său. Ei știau atât de puține lucruri despre el, căci nu aveau la îndemână Biblia cum o avem noi. Dumnezeu a vrut să se identifice cu poporul său, să locuiască împreună. Dumnezeu dorește părtășia cu aceia care cred în el și îl ascultă. Imaginile biblice ale bisericii. Haideți să privim câteva imagini pe care Apostolul Pavel folosește vorbind despre Biserica lui Iisus Hristos. Dintre multele imagini doresc în mod deosebit să vă amintesc trei. 1. Prezentată, biserica prezentată ca și poporul lui Dumnezeu. 2. Biserica prezentată ca trup al lui Hristos. 3. Biserica prezentată ca templu al Duhului Sfânt. Biserica, poporul lui Dumnezeu. Conceptul bisericii ca și popor al lui Dumnezeu sublinează inițiativa lui Dumnezeu și el a ales pe Avram și din el s-a născut Israelul ca și națiune devenind poporul lui Dumnezeu. În Noul Testament citim că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui.
De asemenea, a lărgit acest concept al alegerii pentru a include atât pe iudei, cât și pe neamuri în biserica sa. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Romani 9:2. Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor: noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, înștiințarea Duhului și a credinței adevărului. Iată la ce v-a chemat prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru. 2 Tesaloniceni 2:13-14. Făgăduința acestei alegeri Dumnezeu a vestit-o prin profetul Osea: voi numi poporul meu pe cei ce nu erau poporul meu și preiubită pe aceea ce nu era preiubită. Și acolo unde li se zicea: voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Romani 9:24-25. Frate Evald, celelalte două reprezentări nu le mai scriu, fiind convins că programul și așa este foarte încărcat. Salut întreaga biserică și pe frații mei de trup și sânge cu mult dor și doresc ca binecuvântarea Domnului să fie din belșug revărsată peste voi toți împreună. Mi-e dor de voi toți și doresc să vă văd, poate cu o altă ocazie pe care o va da Domnul Iisus Hristos. Amin. Lucrarea cu copiii am început-o în anul 1985, primele discuții, primele încercări. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ea a crescut în permanență. Din rândurile copiilor de atunci sunt astăzi o bună parte dintre slujitorii care sunt aici. V-aș ruga să vă ridicați, cei care ați fost în lucrarea cu copiii în biserica din Șoimăș, și astăzi sunteți aici. Hai, frate Dumnezeu, nu? Ești mai bătrân. Așa. Mulțumesc. Domnul să vă binecuvânteze. Deci, lucrarea cu copiii este o lucrare importantă, merită să acordăm toată atenția. În același timp însă, am vrea și lucrarea cu tinerii să fie scoasă în evidență, pentru că este la fel de importantă. Și primul lider de tineret din biserica noastră a fost fratele Cornel Lela. Domnul să-l binecuvânteze. Da, știți cum îi ziceam, Dorine, tu erai mai micuț pe vremea aia. Fratele Cornel, organistul. Valentin așa a scris. L-am rugat pe fratele Cornel să încerce cu tinerii de atunci, pe doar să cânte o cântare, dar să ne dovedească și faptul că mai știe să cânte la orgă. Aș vrea să cânt o cântare cu cei cu care am slujit de multe ori. Nu știu, în viața celor de aici, poate dalta care mi-a dat-o Dumnezeu în mână, poate a atins viața ta, poate ți-am fost de folos cu ceva, poate am fost împărtășie împreună, poate am plâns cândva împreună, poate am mers în misiune, poate am lucrat pentru slava lui Dumnezeu. Nu neapărat trebuie să dovedesc în ziua de astăzi că știu să cânt la orgă sau la alt instrument, ci vreau împreună cu voi să lăudăm pe Cel ce merită să fie lăudat. Amen. Suntem aici pentru că El în fiecare zi ne-a purtat de grijă. Așa cum spune Psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Și dacă într-un fel sau altul ți-am ajuns, te-am atins la corzile sensibile, aș vrea împreună cu tine și împreună cu voi să lăudăm pe Dumnezeu. Îți mulțumesc din inimă, iubite Salvator. Și ne-ai
fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Amin. Numai Lui să fie toată slava, toată cinstea, toată gloria. Fratele Evald spunea să spun câteva lucruri despre cum am ajuns la Șoimuș. Și vreau să vă spun câteva lucruri. Aveam 12 ani. Se întâmplase în anul 1965. Sora mea, mai mare, era prietenă cu Stella și cu Jenny. Stella lui Ion Curescu și Jenny, soția lui Cornelela. Corespondau mai de mult, erau din Simeria ele și mutându-se în Șoimuș după căsătorie, ele țineau legătura și așa sora mea a venit aici. Tăticul meu a zis, ok, nu poți să mergi singură, ești o fată, uite, o merge Nicu cu tine, un băiat, un bărbat, nu? La 12 ani. Și am însoțit-o să vină la Șoimuș. Am ajuns seara târziu cu trenul din Sibiu și am luat-o pe Radna și am luat-o încoace, era o noapte, așa, seară târziu, pe la 11 deja, ploua, mi-aduc aminte, și am ajuns direct în casă la fratele Ion Curescu, unde locuia Stella. Acolo erau adunați mai mulți, era și fratele Cornel cu Jenny, și știu că noaptea aia, până târziu, am stat și am cântat, atunci ne-am văzut pentru prima dată.
Se făcea că după aceea ne-am dus în Sibiu și am spus tinerilor din cor, am vorbit cu toți de acolo și le-am spus ce am întâlnit aici. O biserică vie, o biserică plină de dragostea Domnului Iisus Hristos, și am hotărât ca toamna acelui an să facem o vizită cu corul bisericii din Sibiu. Și parcă acum văd, pentru că era foarte mulți frați aici, era fanfara aici sus, era corul, și noi am stat în partea de jos, corul bisericii era acolo, eram vreo 50 și ceva, cu autocarul venit, și cine știe sau și-aduce aminte, era fratele Mitru Moldovan, el dirija corul atunci, și ne-am ridicat toți acolo în sală și fratele Mitru dirija corul aici. Ne-am bucurat foarte mult. Din momentul acela a fost o relație strânsă cu biserica din Șoimoș, biserica din Sibiu. În fiecare an făceam vacanțele mele în Șoimoș, stând la familia Curescu. Era cea mai frumoasă locație. În fiecare seară stăteam și cântam până târziu. Apoi, peste drum de ei, era sora Iță, sau așa cumva îi spunea, da? Unde ne întâlneam la rugăciune. Urcam, treceam strada și urcam acolo și stăteam până seara târziu la rugăciune. Pe vale, la fratele Iacob Lela, la fratele Gheorghe, fostul păstor, tatăl lui fratele Cornel, acolo ne întâlneam la rugăciune și așa ne petreceam vacanțele atunci. Domnul să fie lăudat, pentru că a pus în noi dragostea lui atunci, dar în mod special ne-a crescut într-un mod deosebit și am crescut aici în Șoimoș. Mi-aduc aminte de multe clipe minunate, frumoase și multe, multe binecuvântări am avut aici în biserică. Cu două zile în urmă am sunat pe fratele Cornel Lela pentru că i-am spus că o să fiu aici și o să transmitem live. El era ora 7:30-8 dimineața la el. S-a bucurat foarte mult de vestea asta, că poate să ne urmărească, și eu cred că el acum ne urmărește, și de asemenea cu Mitru Curescu am vorbit, să vorbească cu toți de acolo, toți de la Șoimoș. În 2010 și eu, când fratele Evald a fost acolo, înainte cu câteva săptămâni am fost și eu acolo, și la Livia ne-am întâlnit iar foarte mulți acolo, am avut o seară extraordinară, am filmat, am pus pe peliculă seara aceea frumoasă ca amintire, dar vă spun că e minunat când ești împreună cu șoimoșenii. Domnul a făcut lucruri mari și va împărți peste tot în lume, dar unde sunt șoimoșenii, acolo este Dumnezeu. Și Domnul să fie lăudat pentru aceasta. Scuzați-mi vocea. Vreau să rămân la aceste cuvinte, vreau să rămână binecuvântarea Domnului Iisus Hristos peste biserica dumneavoastră, să vă înmulțească de 1000 de ori mai mult și să fiți într-adevăr niște copii ai lui Dumnezeu, vestitori ai Evangheliei. Să vă spun despre lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o să o facem. Anul acesta, în mai, se împlinește 16 ani de când emitem prin mass media emisiunea Păstorul cel Bun. Și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu a schimbat multe inimi. Prin acest program am distribuit până în prezent peste 35.000 de Biblii. Și ne bucurăm de lucrul acesta. În fiecare săptămână sunt zeci de oameni care sună, care cer o Biblie, avem părtășie cu ei prin telefon, pentru mulți ne rugăm la telefon și suntem bucuroși. Ar trebui să vă spun multe, dar dacă intrați pe site-ul www.pastorulcelbun.com, acolo sunt câteva detalii din istoricul acestei lucrări, scrisori de la telespectatori, și puteți vedea de asemenea câteva sute de emisiuni, predici, începând cu 2010 am început să stocăm predici diverse cu toți frații pe care am avut din România, și vă veți putea zidi spiritual acolo. De asemenea, vreau să vă spun că când am primit de la fratele Evald invitația, prin fratele Lela Uțu, și el e sibian acum, cum să nu cred, slujește acolo, să știți, cred cu adevărat, acolo e Domnul, i-a dat Domnul lucrare și crede și el asta, că e acolo lucrător în bisericile din zona Sibiului. Atunci am luat repede telefonul și am sunat pe Adi de la Cluj
Și am zis, Adi, vrei să vii la Șoimoș sâmbătă și duminică în 24-25 să transmitem live de acolo? E un eveniment mare. El îmi spune, eu sunt invitat cu o lună înainte. Zic, dar cu ce ocazie? De unde știi tu Șoimoșul? Păi zice, am rude acolo. Și atunci m-am bucurat tare mult. Pentru că cu câteva săptămâni în urmă am transmis live de la Sibiu sărbătoarea Cortul Întâlnirii, de la curmătura Sibiului. A fost un eveniment extraordinar. Camerele mele au fost la el, au fost transmis la Toflea o săptămână, tot live. Și mulțumesc pentru tot ce face Domnul cu el. Este o lucrare extraordinară. Intrați pe predic.ro, vă puteți hrăni spiritual. Dacă nu aveți un radio creștin aici, dacă dați numai click și deschideți prima pagină, 24 din 24 de ore aveți radio în casă prin predic.ro. De asemenea, aveți acolo și multe emisiuni Păstorul cel Bun pe această pagină și multe, multe alte evenimente. Domnul să binecuvinteze lucrarea pe care o face. Rugați-vă pentru el, ca Domnul să-i dea putere să facă în continuare. Mass media este o unealtă care Domnul ne-a dat-o în mână. Trebuie să o folosim. Trebuie să răspândim Evanghelia pe orice cale pe care Domnul ne-o dă. Și să știți că este un mare lucru să ajungem în casele oamenilor care, unde n-am putea ajunge, și avem multe experiențe, multe, multe povestiri. Am ajuns în casele unui general de armată și ne-au sunat la telefon, ne-a întrebat cine suntem, i-am trimis o Biblie, i-am trimis DVD-uri cu predici. Omul a fost foarte încântat să cunoască lucrul acesta despre Domnul Iisus mai mult. Era deja pensionar și zice, Domne, n-am avut în viața mea o Biblie, avea peste 70 și ceva de ani și ne-am bucurat să-i trimitem acea Biblie. Vrem să stăm la dispoziția Domnului cât Domnul ne ține pe pământ și lucrarea aceasta să propășească. Vreau să spun că la baza acestei lucrări este Domnul Iisus Hristos, dar în mod special este familia Damian, Radu, Narcis, Dan, grupul de Messengers, misiunea de Messengers din America, viziunea a avut-o Dan Damian în urmă cu 16 ani, în 97, când m-a sunat și a zis, Nicule, hai să facem ceva, să facem o emisiune, să dăm pe televiziune. Știți cum era atunci? Mai ales penticostalii, televizorul nu își prea are locul, dar am zis, dacă Domnul are ceva de făcut prin asta. Și Domnul i-a dat această viziune, să știți că ei suportă financiar, e foarte scump, o oră de emisie este 1000 de euro, dar înmulțiți 16 ani cu 12 luni, înmulțiți cu 52 de săptămâni, apoi înmulțiți cu 2 emisiuni pe săptămână, înmulțiți cu 1000 de euro pe oră și vedeți câți bani au fost investiți. Nici nu știm cum, Dumnezeu știe. Au fost perioade când n-am avut niciun ban și Dan a zis, Nicu, nu avem bani, trebuia să primesc banii săptămâna viitoare să putem plăti televiziunea și nu aveau bani, aveau 1000-2000 de dolari. Dar Dumnezeu așa a lucrat că niciodată n-am rămas să nu plătim emisia și asta e un mare lucru. Vreau să vă spun numai taxele poștale anul trecut pentru Biblie, ca să ajungă Biblia la om acasă. 128 de milioane bani vechi. Deci 12.800 de lei au costat doar taxe poștale pentru 2.000 de colete cu Biblie care au fost trimise. Gândiți-vă ce har am putut să facem asta, am plătit asta și prin harul Domnului lucrarea merge înainte. Mulțumim Domnului pentru tot ce face El și vrem ca să vă rugați pentru noi, să spuneți celor nemântuiți dintre vecinii noastre, din oraș, din sat, de unde sunteți, despre Păstorul cel Bun care se difuzează în fiecare sâmbătă de la 10 la 10 jumate pe Nașul TV și în fiecare duminică de la 2 la 3. Înainte pe OTV era de la 8 la 8 jumate și am zis hai să alegem o altă oră ca frații să fie liberi să plece la biserică mai repede și să poată avea, după predica din biserică, să mai aibă un deliciu sau, știu, o hrană spirituală bună. De asemenea, de o lună de zile și jumătate, transmitem pe Giga TV, sâmbăta de la 9 la 10. Este chiar lângă Nașul TV. Cei care au RDS-ul, pe canalul 87 și 88 sunt cele două canale, cei ce au Dolce, pe canalul 260 și 257, cele două canale, căutați-le, dar spuneți la cei nemântuiți. Pentru ei facem lucrul acesta. Evanghelia să ajungă în fiecare casă.
De asemenea, pe internet se transmite pe pastorulcelbun.com și pe predic.ro. Fiți binecuvântați, Domnul să vă țină, să vă crească lângă El și să puteți vesti Evanghelia și să puteți să aduceți roade, ca roada noastră să rămână. Amin. După ce ați venit cu corul la Șoimoș, să nu uitați că am venit și noi la voi cu un autobuz. Da, acum puteam să spun 1968 mult mai multe. 68 a fost. Exact. Avrămescu era șofer, nu era pocăit atunci. Nu era pocăit. Și după vizita la Sibiu, Dumnezeu a lucrat la inima fratelui Avrămescu și l-a dus la pocăință. A fost o bucurie mare. Istoria Bisericii Șoimoș se leagă destul de bine cu Sibiu. Fratele Bogdan era șoferul, era conducătorul de biserică din Sibiu și el era șofer la Irta. El ne-a dus, am închiriat autocarul și el a vorbit cu Avrămescu, doi șoferi de autocar, de mașini, de autobuze. Și Domnul așa a lucrat și ne-am bucurat apoi că am auzit după scurt timp, fratele Avrămescu s-a întors la Domnul și mare este Domnul și mare sunt lucrările Lui. Gloria Lui! Amin! Mulțumim, frate! Mulțumim Domnului pentru îndurările Lui cele mari față de noi și în mod deosebit cred că ziua de astăzi este o zi de bucurie pentru noi toți cei care suntem prezenți aici și aș dori în câteva cuvinte, eu nu sunt... Fac o paranteză ca să nu fie înțeles greșit, nu sunt neamț, dar locuiesc în Zăbrani. Am preluat obiceiul de la ei și aș dori în câteva cuvinte să mă îndrept înspre dumneavoastră, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, cu toți împreună să facem ceva ca strângerea noastră să aibă cu adevărat o valoare înaintea lui Dumnezeu. Amin. În urmă cu 44 de ani, în 69, am intrat pentru prima dată în această biserică, o consideram mare, cu toate că nu era nici atât cât e acum, și acum o vedem mică, dar atunci o consideram mare. Problema era că una dintre cele mai mari experiențe care le-am avut atunci, aș vrea să vă spun în câteva cuvinte, a fost că am intrat bolnav. O boală grea, epilepsia, am căzut jos de 30-35 de ori într-o zi. Era ceva greu pentru mine, însă, în timpul care a urmat, Dumnezeu și-a arătat câteva planuri care le-a avut de dus la îndeplinire în viitor. Și a trecut un timp nu chiar lung, când în casa fratelui Mihăiescu Miron s-a rânduit în vremurile trecute stăruințe. Și astăzi, dacă dânsul nu mai este între noi, fratele Eval, pe care l-am cunoscut bine și l-am considerat un prieten, el și Cornel, au fost aceia care m-au ajutat atunci, acum și întotdeauna, cred eu, în vremea aceea a stăruinței, când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, s-a dus totul. Și am ajuns ca să scap de tot ceea ce a fost greu. Vremurile au trecut, nu voi rămâne la aceste gânduri, ci aș vrea să spun doar atât. Aduci, spunea cineva, aducerile aminte, ne întoarci înapoi, departe e trecutul, departe suntem noi. Au fost lucruri cândva frumoase. Ceea ce ne-a păstrat până în vremea aceasta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt, spune Biblia, că mișca pe omul acela puternic, pe Samson între Horea și Eștaol, dacă Duhul Sfânt mișca bisericile din vremea trecutului, dacă Duhul Sfânt mișca Șoimoșul, dacă Duhul Sfânt mișcă și astăzi pe cei care sunt în Șoimoș și în tot locul, aș dori ca El să aibă în vedere lucrarea Lui și în continuare. Au trecut timpurile și dacă m-am aflat chiar la jumătate, aș putea să spun, a timpului între ceea ce a început și vremea de astăzi, cei 90 de ani, cu aproximație la 44 de ani de când am ajuns în Șoimoș, în vremea aceea în care se amintea și se spunea despre primul lider, Cornel, care s-a ocupat, fratele Cornel, care e aici lângă mine, ce să vă spun, de cântat nu m-am priceput.
Așa suntem noi, nu toți avem același dar. Însă Dumnezeu mi-a pus pe inimă altceva. Și ne-au întâlnit câțiva frați, împreună cu fratele Cornel, fratele Samuel, fratele Daniel Crăciunescu, fratele Cornel Popa, fratele Tănase care e aici, cu fratele Ion Martin, cu mulți alți frați, am început să strângem rândurile și să zicem, nu trebuie numai să cântăm, ci să învățăm și despre Dumnezeu. Și dacă fratele Nicu Vijboacă e aici, el a fost sursa care ne-a alimentat în vremea aceea a timpului negru considerat în afară, cu ceea ce trebuia pentru interior, pentru lăuntru. Și știu că am plecat la o nuntă acolo, în urmă cu vreo 30 și ceva de ani. Și când am venit înapoi, am venit cu desagele pline, cu sacoșile pline, cu materiale. Au avut nevoie și cei de pe Valea Jiului, au avut nevoie și multe și multe alte biserici. Am avut și noi nevoie și prin ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm în ziua de astăzi cum ne-a purtat El, așa cum a știut El până în vremea aceasta. Aș dori ca Domnul să aibă în vedere și mi-aduc aminte despre anii 85. Fraților, vă pot spune un număr exact, numărul care l-am avut în registru cu tineri, 117 tineri, slujeau lui Dumnezeu în fiecare joie. Un grup era în joia asta și cealaltă joie era celălalt grup. Dumnezeu să dea o putere tinerilor din zilele noastre de astăzi să-i slujească lui Dumnezeu așa cum dorește Dumnezeu. Și noi toți împreună să fim sub călăuzirea și sub umbra aripilor Lui. Și apoi, dacă în ziua de astăzi este bine și frumos aici, mi-am pus întrebarea, aducându-mi aminte de cântarea Ce frumos va fi în cer, care tot aici am auzit-o în anii aceia, unde aș vrea să fiu și eu, unde n-or mai fi dureri, ci eterne mângâieri. Dacă aici e frumos, ce va fi dincolo? Când ne vom întâlni de pe întreaga lume, de pe toate meleagurile lumii acesteia, ce va fi dincolo? Ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit. Mintea omului este prea slabă să poată să descrie. Mi-a plăcut mult în anii aceia, au urmat alte generații, alți tineri, alți frați care au venit, dar mă bucur că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a oprit. Doamne, dă-i zbândă, Doamne ajută și binecuvântă. Amin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Așa cum ne cunoașteți împreună cu fratele Martin, venim din partea Bisericii Betel Lipova și vă aducem salutul nostru frățesc, harul și pacea Domnului Iisus Hristos, să fie cu dumneavoastră aici și cu noi acolo. Amin. De asemenea, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu care m-a ajutat să pot să răspund la invitația pe care frații mi-au făcut-o și mulțumesc fraților că ne-au onorat cu invitația să venim să participăm împreună cu dumneavoastră la sărbătoarea din ziua de astăzi. Să ne aducem aminte despre multe lucruri care le-am petrecut împreună în această biserică și în alte părți, și Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să vă spun că prin ajutorul lui Dumnezeu am avut harul să mă bucur în toate cele trei localuri de rugăciune care au fost în Șoimul. În copilărie m-am bucurat în prima casă care era casa de rugăciune. Era o casă țărănească, lungă, cu niște geamuri mici, cu tavanul jos, și acolo se adunau frați, aveau niște bănci și eram copil și veneam la Șoimoș, de câteva ori m-am bucurat și în aceea biserică. Apoi am auzit că la Șoimoș se construiește o biserică nouă și era biserica în care suntem astăzi. Zidul era numai până aici. Am participat și la deschiderea acestei biserici, eram copil și ne bucuram și aveam mare bucurie să venim la Șoimoș. Un frate spunea aici, de ce a ales Dumnezeu Șoimoșul? Noi nu știm asta, dar știm un singur lucru. Dumnezeu alege pe cine vrea și cum vrea și unde vrea.
dar să ne bucurăm de lucrarea lui Dumnezeu care merge înainte. Eu cred că biserica aceasta a avut atâta propășire și are atâta propășire pentru că la baza acestei biserici a fost postul și rugăciunea. Au fost oameni care s-au rugat, au fost oameni care au plâns pentru lucrarea lui Dumnezeu, au fost oameni chemați de Dumnezeu care să mărturisească Evanghelia, au fost oameni care au avut mare valoare. Și mi-aduc aminte, prin harul lui Dumnezeu, am cunoscut, aș putea să spun, pe toți liderii bisericii primare, pe toți pe bisericii penticostale, pe toți pionerii, începând cu fratele Bradian, începând cu fratele Ardeu, începând cu fratele Ion Neța de la Șoimoș, începând cu fratele Elie Gavriș, fratele Stănescu, fratele Ciosescu. Mă aduc aminte când s-a construit această biserică, biserica se adunau frați într-o casă la fratele Ciosescu, am participat și acolo, era o nuntă, era nunta lui sora Maria Lela cu fratele Costea. Am fost și acolo la biserică și prin harul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, astăzi ne bucurăm în această biserică, m-am bucurat și în biserica nouă pe care Dumnezeu v-a ajutat ca să o face. Lucru pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. În anul 1974 am hotărât să cumpărăm o casă în Lipova și ne-am mutat cu domiciliu în Lipova și din primăvara anului 1974 până în august în 1977 am fost membru în această biserică. Și aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu că a pregătit acest timp pentru mine, pentru familie, și să mulțumesc fraților care ne-au primit atunci cu multă căldură. Sunt puțini frați din frață care erau atunci și erau prieteni, colegi de la fanfară. Când ne-am mutat aici, imediat frață ne-au primit în fanfară, soția cânta la cor și ne bucuram de harul Domnului. Și mi-aduc aminte, nu țin exact minte în ce an, dar știu prin anul 80 și ceva, 84-85, era o perioadă când se făceau foarte multe evanghelizări. Și au venit într-o seară, era o săptămână de evanghelizare, au venit într-o seară frate de la Timișoara, cred că într-o duminică seara, cu un poem. Era fratele Iosif Frânc, erau fratele Luca, mai mulți frați din Timișoara, erau cu un poem. Și a fost biserica arhiplină. Și printre frații care erau în biserică erau și frați baptiști. Au fost două surori baptiste. Domnul în seara aceea a făcut o cercetare deosebită. La rugăciunea de încheiere a fost un har deosebit. Dumnezeu a revărsat harul său peste întreaga biserică și toți au fost cercetați, chiar și prietenii, chiar și frații baptiști au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte, la terminare, când am ieșit afară, la ușă erau două surori baptiste și vorbeau, una zicea către cealaltă, zice, tu ai mai văzut așa ceva? Sora respectivă răspunde, zicându-s, zice, eu am deschis ochii, am crezut că se vede Duhul Sfânt. Așa cercetare a făcut Dumnezeu prin Duhul Sfânt aici în această biserică. Aș vrea să vă spun, în ziua de astăzi ați adus această jertfă de mulțumire, de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să aducem mereu. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune, David în Psalmul 103 spune, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Domnul să binecuvinteze biserica din Șoimoș. Să nu uite binefacerile lui Dumnezeu, să nu uite îndurările lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze întreaga asistență și Domnul să ne cerceteze prin Duhul Sfânt, să ne aducem aminte de toate binefacerile pe care ne le-a făcut Dumnezeu în viață și să venim cu recunoștință și cu mulțumire să-i mulțumim. Mai mult decât atât, în încheiere aș vrea să las un cuvânt pentru tineri, în mod special. Apostolul Pavel, unul care a fost chemat de Dumnezeu să propovăduiască Evanghelia, omul care a scris atâtea scrisori, atâtea epistole bisericilor pe care el le-a înființat în aceea vreme,
aceste cuvinte au rămas și vor rămâne valabile și pentru noi. Apostolul Pavel, în Cartea Evreilor, capitolul 13, cu versetul 7, spune următoarele cuvinte, care să nu le uităm. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. Domnul să binecuvinteze biserica din Șoimoș, Domnul să binecuvinteze biserica sa, întotdeauna să privim la înaintașă credinței noastre, să le urmăm credința, pentru că în ziua când va veni Domnul Iisus Hristos, împreună cu toți să ne putem bucura de făgăduințele lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu. Acolo nu vom mai fi limitați în timp, acolo va fi pace și bucurie, o veșnicie întreagă și Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească la aceasta. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze misiunea Păstorul cel Bun, să binecuvânteze biserica din Zăbrani, binecuvânteze biserica din Lipova, biserice din Lipova. M-am gândit atâtea lucruri frumoase, atâtea experiențe frumoase cu Dumnezeu și nu le știm. Cine ne oprește să ne mai întâlnim? Nu cred că, cred că ați fost mișcați de ceea ce frații v-au spus, da? Slavă Domnului! Este un lucru la care trebuie să ne gândim. Pentru că sunt lucruri interesante pe care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră, în viața individuală, în viața bisericii noastre. Și așa cum îmi amintea fratele Ionuțescu, Psalmul 103, să nu uităm nici una din binefacerile lui Dumnezeu. Dacă nu le mai răscolim, dacă nu le mai aducem aminte de ele, înseamnă că le uităm. Și deci am zis și am dorit ca întâlnirea de astăzi să fie una în care să ne aducem aminte de toate binecuvântările lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să recunoaștem că depindem de El. Slăvit să fie Domnul! Vremurile de persecuție comunistă au fost foarte benefice, folositoare pentru biserică. Erau acele servicii de evangelizare, era interzis să le facem. Dar la fiecare încheiere de serviciu de evangelizare, mulțumeam lui Dumnezeu, era explozia aia bucuriei, că nu a venit nimeni să ne oprească. Și dacă venea să ne lege, să ne ducă, era indiferent pentru noi. Dar eram bucuroși, pentru că am putut să vestim cuvântul, că oamenii au putut să audă Evanghelia. Era o bucurie extraordinară. Astăzi avem libertate. Se pare că libertatea nu e chiar așa de folositoare. Avem prea multe alte grijuri, treburi, probleme, nu avem timp, ne, știu eu, desprindem greu pentru o anumită întâlnire. Domnul să lucreze în viața noastră, să ne ajute să scriem o istorie, cel puțin așa de vie ca și până aici, dar posibilitățile sunt mult mai mari. Mă gândeam să citesc și istoricul, timpul se duce așa de repede și mai sunt frații păstori la care aș vrea să apelez să aibă fiecare câte un gând, o experiență, aș vrea să spun, nu o predică. Astăzi să fie pentru mărturisire, să ne aducem aminte de binefacerile pe care ne le-a făcut Dumnezeu. Vreau să vă spun numai că în 1956 s-a construit acest local. Capătul localului a fost acolo unde e lampa aia, deci după primul geam, la jumătatea distanței dintre cele două geamuri. Acolo a fost zidul la început, atât de mare a fost biserica despre care vorbea fratele Ionuțescu. Și apoi s-a lungit până aici. Aici a fost unde slămpile astea trei, care probabil din sală nu se văd. Deci aici a fost al doilea capăt al bisericii și cele două ferestre, acum nu se mai văd ferestre originale, au fost adăugate și fratele Todor Rusache a făcut teu din platbandă, că n-a mai găsit teu așa cum s-a găsit în 56 când s-au făcut celelalte ferestre. Trebuia să fie la fel, să nu se observe că sunt ferestre noi și că e clădirea adăugată. Și apoi mai târziu, până în 85-86, s-a adăugat și partea asta unde stăm noi acum, cei din spatele amvonului. Am fost obligați, deși am plătit 20.000 de lei amendă și
la prima prelungire și la a doua prelungire, am fost obligați de autorități să demolăm construcția. Nu am demolat-o numai până la placă și a rămas placa. Inițial a fost aici o încăpere, o cămară, dacă fratele Ionuțescu mai aduce aminte, aici țineam ședințele de comitet. Aici ne întâlneam în cămăruța asta, nu avem altceva. Așa s-a scris istoria acestei biserici. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute să scriem o istorie vie, plăcută voi lui Dumnezeu. Pentru mine a fost suficient să stau și să meditez timp de 2 ore la anii petrecuți aici în Șoimoș. Cu toate că m-am născut în 76, cred că fac parte din generația anilor 80-90. Pentru mine, generația mea a fost generația de aur. Iertați-mă ceilalți, așa o văd eu, generația de aur a Bisericii Pentecostale din Șoimoș. M-am uitat la mai multe fețe pe care le văd aici și mi-am adus aminte că am slujit împreună și ne-am bucurat. Am fost beneficiarul slujirii dumneavoastră. Mi-aduc aminte de fratele Rădoi, predici îndemnul la rugăciune. Mi-aduc aminte de fratele Pupui, spun îndemnurile la rugăciune duminica dimineața, așa cum erau programați fiecare. Mi-am adus aminte de corul copiilor, parțial mi-am amintit de cântările pe care le-am cântat, mi-aduc aminte foarte bine de Florina, cu toate că nu mi-amintesc perioada când am cântat în corul copiilor, dar un lucru îmi este foarte bine fixat în minte, nu era program ca Florina să nu recite o poezie sau să cânte o cântare. Deci știu că de mic am încercat să o urmăresc dacă lipsește vreodată. Cred că numai dacă nu a fost la biserică sau a fost atât de bolnav încât a putut vorbi. A fost extraordinar. Sigur că mă gândeam aici că numai n-am dormit în biserică, dar am fost parte la toate lucrările posibile. Cred că am fost prima generație și de școală duminicală. Mi-aduc aminte atât de bine de sora Florica. Veneam pe rupte la întâlniri, pe vremea aceea se făceau sâmbătă, probabil că din lipsă de spațiu, dar nu uit nici acum câteva lecții făcute pe flanelograf, parcă așa îi spunea. Abia așteptam să mai scoată câte o imagine, să o mai lipească pe pânza aceea albastră. A fost extraordinar, mi-aduc aminte de corul de copii, de sora Jenica, impactul pe care l-a avut asupra noastră. Cred eu că printre multe alte lucruri frumoase, biserica din Șoimoș merită un brevet, știu eu, în muzică. Cred că este biserica care a învățat și a știut foarte bine să cânte. S-au născut foarte mulți cântăreți și formațiile bisericii au dovedit lucrul acesta peste ani. Mi-am adus aminte de una din cele mai hazlii experiențe din biserică. Discutam cu fratele Evald și îmi spunea dacă mi-amintesc. Sigur, ele pot fi mult mai multe, dar una, în mod sigur, nu o pot uita. Dacă unchiul Cornel ne vede prin internet, e foarte bine pentru că a fost parte la experiența aceasta. Eram aici după o seară de repetiții, nu mai știu exact, cred că era o seară de repetiții. Am încheiat slujba ce am avut noi și am rămas câțiva dintre noi aici. Eram eu, țin minte că era Daniel Vesa, nu știu dacă era și Dorin, Valentin Vesa, Ștefi, fratele meu, mai mulți tineri. Ce ne-au apucat pe noi să facem un concert. Am uitat că păstorul e așa de aproape încât ne aude ce facem aici. Eram aici în față, aveam un stativ, dacă vă amintiți de ăla din fier, cred că din inox, avea numai un par așa drept și ceva rotund jos, eu eram artistul, luasem în mână și mă plimbam cât așa de aroate pe aici prin față, încercam să cântăm o cântare în engleză, nu știam engleză, dar era o engleză așa, cum să spun eu, doar din mintea noastră. Și cântam și Daniel Vesa se strofoca la orgă, aveam câțiva spectatori, Valentin era acolo unde-i teracota la surori, ne aplaudau, noi eram deja cu ochii închiși în extaz, ne vedeam pe stadion. Unchiul Cornel intrase în biserică, s-a pus pe a doua bancă la femei și stătea așa cu coatele să uita la noi.
am deschis ochii și l-am văzut din toată, am înlemnit, imaginați. Nu știu cum am trecut din engleza noastră într-o cântare românească. Și lăudam pe Domnul și slăvit să fie Domnul și ne-am oprit dintr-o dată. Și primul lucru, cred, i l-am spus, zice, zic eu, s-aude, zice, Gila e fet. Nu știam cum să ne mai scuzăm, ce faceți aici, repetiții. Și cumva ne-am scos noi, dar fața lui sobră, figura de ceară pe care a avut-o atunci și felul în care ne-a privit a fost un moment pe care noi l-am consemnat și acum când ne întâlnim cu cei care am fost aici, povestim și râdem pe ceea ce am trăit. Când mă gândesc la lucrurile pozitive, ele sunt extrem de multe. Cred eu că biserica din Șoimoș s-a remarcat prin multe lucruri, însă stabilitatea și echilibrul pe care biserica din Șoimoș l-a avut în decursul anilor, pe care ni l-a impus, este absolut vizibil, cel puțin în viața mea. Am asistat în slujirea mea de când am plecat din Șoimoș multe generații de tineri care au crescut în alte biserici, am slujit multor tineri și multor persoane care au avut parte de alți mentori în viața lor și am putut să fac o comparație între generațiile noastre și ei care au avut parte de slujirea altor persoane. Pentru mine, Șoimoșul a însemnat echilibru, a însemnat maturitate spirituală. Poate că într-un mod involuntar, Șoimoșul și-a pus o amprentă foarte puternică asupra noastră. Faptul că ni s-a creat spațiu pentru slujire, faptul că am avut oameni care de mici ne-au luat în mână și ne-au implicat în slujirea din biserică. Mi-amintesc de copil, multe experiențe, dar nu uit și cred că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru amândoi păstori ai noștri, fratele Cornel și fratele Ewald, chiar dacă în perioada când fratele Cornel, când unchiul Cornel, cum îi spun, era omul din față, a avut alături de el un om cu care a putut să facă lucrarea aceasta mult mai bine. Mi-aduc aminte însă de copil, pasiunea și interesul pe care a putut să ni-l impună prin slujire fratele Cornel sau uncul Cornel, fiecăruia dintre noi. Nu știu exact câți ani aveam, știu însă că locul meu era la balcon. Au fost momente în care Duhul lui Dumnezeu era atât de evident în biserică, prin mesaj, prin cântare, încât la vârsta de cel mult 10 ani, știu că aici mi se împleteau lacrimile ascultând predici, nu de fiecare dată. Dar ca și copii, eram atât de atinși de prezența lui Dumnezeu, încât pentru mine, vă spun, niciun predicator nu e egal la predicatorii noștri. Întotdeauna urmăream un lucru, nu știu dacă și alții l-au urmărit. Indiferent cine s-a urcat la amvonul acestei biserici și a predicat Evanghelia, când se ridica unchiul Cornel să aibă 5 minute după el, era întotdeauna mult deasupra. Indiferent cine a fost aici. Avea atâta inspirație, atâta călăuzire, atâta prezență și atâta consistență, încât în concluzia aceea, sumarul acela al serii, uneori chiar când era un predicator strălucit și spunea o predică grozavă, extraordinară, mă gândeam, oare ce mai zice? Întotdeauna avea să spună ceva, că era ca o cireașă de pe tort. Putem pune lucrul acesta pe seama lui Dumnezeu. Șoimoșul a avut cântăreți, a avut predicatori și mă rog lui Dumnezeu în generațiile care le avem, pentru că sunt o groază de tineri care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, lucrul acesta să se păstreze și să se transmită mai departe. Că sunt o binecuvântare locală, că sunt o binecuvântare națională sau pe plan mondial, cum se spunea, și eu când am fost în America am fost, se pare că e o tradiție deja în Chicago la Livia Ventre să se adune șoimoșenii când vine un șoimoșean. Dar câteva ceasuri împreună cu leleștii, cureștii și șoimoșenii care au fost acolo, poate până într-o sută de oameni, am trăit clipe extraordinare. Am cântat, ne-am rugat, am mâncat, s-a dat o masă pe cinste acolo și a fost extraordinar. Ce să vă spun, sunt bucuros că sunt aici, sunt bucuros să vă văd. Mi-am amintit de fiecare, m-am uitat așa pe rând și cunoscându-vă am schițat în mintea mea experiențe pe care le-am avut cu fiecare dintre voi.
Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să avem clipe frumoase astăzi, mâine aici, să ne bucurăm, să povestim unul cu celălalt. Amin. Amin. Mulțumim. Și artistul ăla cu pupitru astăzi păstorește două biserici mari, una la Roma, una la Bacău și mai are și câteva mai mărunte pe sat. Așa lucrează Dumnezeu. Ești bulversat. Complet derutat. Mi-am făcut un plan și eu, gândul, o strategie, am zis că să vin cât mai degajat, cât mai relaxat, gândind că pot să prind trecutul și să trăiesc în el. M-am înșelat. Nici măcar în ținută nu mai mă simt bine. Nu se mai potrivește cu prezentul. Și trecutul nu mai pot să-l duc înapoi. Pentru că nu mai pot să refac decorul. Amvonul era acolo, pe colț, când am început în 73, pare mi se, 15, 16, 17 ani, devine fratele Puiu, că el m-a luat acolo ca să mai studiem și nu ceva, și atunci am început să predic și eu, cu inima ca o purice, de marile emoții. Și-a trecut vremea peste noi de atunci și iată că trebuie să o implic din nou pe Mărioara, care ea-i devine, că m-am dus la Sibiu. Că dacă ea nu vinea pe aici, nu o ducea nici pe Tabita. Numai ea, cum a fost curioasă să vadă mănăstirea, eu i-am arătat mănăstirea și m-am dus cu ea. Și ne-am mănistărit. Ce aș putea să spun eu de amintirile care le am și ceea ce a însemnat biserica din Șoimoș pentru mine, aș putea să defalchez și să vorbesc despre două etape. Una a copilăriei și una, zic eu, a maturității. În prima parte aș putea să spun că fac parte dintr-o generație de tranzit. Primul lider care l-am știut eram noi cu Puiu pe cei. Nu știu care era liderul, dar el era că era cu maculatura, ducea de pe la Nicu. În fine. Dar așa, într-un mod mai organizat, care să se ocupe de copii, a început cu sora Jenica, dacă nu dau eu greș. Ea a avut o trupă de copii și de acolo a început să se organizeze. Dar noi am fost o generație de tranzit, cum am fost eu, Ion Curescu și Laia, aș putea să spun, n-am avut noi niște lideri. Ținta noastră era să cântăm în fanfară și în cor. În 68 am avut prima dată călătorie în Sibiu, aveam 11 ani, eram cel mai vechi fanfarist. La 11 ani. În 68, când am fost la Sibiu. Nu știam eu că trebuie să mă duc. În fine, dar din perioada de copilărie mă aduc aminte că un lucru care l-am învățat și vreau să-l spun și la copii, la tineri, în mod special, și l-am învățat să nu lipsesc de la adunare. Care mă știe, eu am fost un băiat foarte energic și jucăuș. Vă spun sincer, ca o paranteză, nici acum nu m-am săturat să mă joc. Vă spun sincer, nici acum nu m-am săturat, dar nu mai pot cum am putut. Și mă jucam și nu mă lăsam captat de joacă, trebuia să vin să fiu prezent la adunare. N-am înțeles eu așa mult de ce. O înțeleg acum mult mai profund. Și ca să mă înțelegeți, vreau să vă spun una din întâmplările mele. Prieten la Cătăramă eram cu Ițu. Îl știți pe Ițu, pe Petrică, pe Cotoc. Ne plăcea așa de mult strugurii și cireașele. Și ne-am dus aici sus în vie, odată și pasnic, întâmplarea era că era fratele Trif Todor. El era pasnic acolo. Noi am mizat pe asta, că, mă, dacă e fratele Todor, te cunoaște, nu te faci, da, de unde că el de fugărea când ne vedea. Să-l facem ca să nu ne mai fugărească, zic, hai și să facem ceva, măi, Ițule, ce să facem? Mă, am văzut o cadă de aia așa mare, de beton, mă, câteva sute de chile avea, de la 200 în sus, dar era destul de grea,
cum a făcut, cum l-a făcut, am întors-o. Și ce s-o mai pot opri? O luat-o aia la vale și când o luat-o peste coliba lui fratele Todor, numai oale am auzit pe acolo, s-a dus. Direcția spre biserică, pe aici, eu când am văzut unde o luat-o, am zis, numai biserica mea am văzut și că pe aici, pe perecele astea, erau instrumentele. Am zis, așa trece aia până în mijlocul adunării și acolo se oprește. N-am vrut să vă povestesc asta, dar acum mă vede unchiul Cornel și când a tăiat pânarii ăștia de aici, el tot s-a pus întrebarea, bă, cum a ajuns, bă, cad asta aici, bă, cine a dus-o? Și a zis, uite, hai să spun, eu să-l-a. Și acum cred că mă vede și el își aduce aminte. În fine, istoria și povestea nu se întâmpla. Noi am fugit, am crezut că scăpăm. Da, dar conștiința din noi nu ne-a lăsat. Joi seara, era joi, trebuia să venim și la adunare. Și întâmplarea face câtă fratele Todorului la amvon. Și fraților, să vă spun că mare-i Dumnezeu nostru. Mare, zice. Numai și am reușit să ieși din colibă și nu știu ce orătoare, vâș, s-o trecut peste colibă. Dacă eram acolo, pățam ca oalele. Zop să făceau. Ce să fac eu acum? Că nu mă lăsa conștiința de copil, eu trebuie să slujesc. Dar dacă mă duc și îi spun la tata, tata zob mă face, ia o bătaie de numai. Ce, la unchiul Cornel, ce să-i mai zică? Și ce-mi face ăsta? Isule, tășem și ne pocăim. Mergem acolo la adunare. Da, dar noi eram în spate, acum pocăiaște-te, că nu mai știam să ne oprim de râs. Dar trebuie să slujim, mai vinea... Trebuia, nu, după o perioadă scurtă de timp, trebuia să ne și bucizăm în apă. Dar am stat în adunare și acum am înțeles. Copilași, permiteți să vă spun asta. Cât ce greșeli faceți în viață, veniți la adunare. Nu părăsiți adunarea voastră, cum spune Biblia, cum au unii obicei. Veniți la adunare. Pentru că scrie Scriptura așa, dacă doi sau trei din adevăr se adună, El este aici. El ne așteaptă așa cum suntem. O trecut perioada peste viața mea și am ajuns cam prin anul, David, să mă corectez, când s-a născut Adalea? 86, așa-i? 87. O venit în familia noastră a patra fetiță, și am trăit altă experiență, care am învățat-o tot din biserică aici. Ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? O ieșit din maternitate, Tavita, și în maternitate fetița a contactat un microb în care 4 luni aproape am tratat-o cu cel mai tare antibiotice de atunci, sora Lenuța Nădășan era sora ea, îi dădea injecție și am 4 luni de zile n-o pus un gram, tot 2,5 kg avea și eu transmis la Tabita un microb la piept, cum îi dădea să sugă și a făcut o infecție extraordinară, așa de repede o evolua boala. Când am dus-o acel la spital, medicii, eu te duce și fă-ți rost de benzină, să duci benzină la salvare, să o iei, să o ducă la Arad. Bă, omule, nevastă mea moare. Păi ce să-i fac, zice? Păi ești doctor, fă-i ceva. Ea deja a început să delireze, ce să mă duce să fă rost de benzină, duce, să duci la salvare, timp era mult. Trecând pe cei, m-am dus aminte, Iacob 5. Și se zice acolo? Este pentru voi cineva bolnav? Așa e? Și am zis, mă, hai să fac un scrie Scriptura și cum de fapt am învățat din biserică. Și am trecut pe cei pe la unchiul Cornel, soacră mea era acasă, mama a venit și ea la noi, disperare acolo, eu eram derutat, nu mai știam de mine. Am zis, unchiule, hai că Tabita e pe ducă. Când a venit Tabita unchiul Cornel acasă, unchiul ca să dialogheze cu ea, Tabita, ce, nu te cu nimic. Ea nu-și mai amintește, v-ar fi povestit ea, de ea nu știe nimic.
Și am zis, unchiule, asta este situația. Nu e nicio problemă, noi ne rugăm Domnului și Domnul este acela care poate să dea vindecare. O spus unchiul Cornel. Și dacă își aduce aminte, acum cred că el își aduce aminte, 100% de treaba asta. Fraților, după ungerea cu un de lemn și după rugăciune, n-au trecut 15 minute și trabita s-a sculat în picioare ca și când n-au avut nimic. Asta am învățat în biserica din Șoimăș, că Dumnezeu ascultă. Și de aceea vă încurajez, fraților, ca o paranteză luați-o. Rugați-vă pentru cei care suferă pentru voi. Și când zic că suferă păstorii, ca unul care slujește, știu ce înseamnă să dai socoteală pentru sufletele altora. Opriți-vă. Rugați-vă mai bine pentru ei. Când zic opriți-vă, știți dumneavoastră de la ce să vă opriți. Mai bine rugați-vă și strigați înaintea lui Dumnezeu, pentru că eu aici am învățat ceea ce știu și ceea ce am pus în practică și ceea ce Dumnezeu a fost, dacă aș putea să folosesc termenul acesta, obligat să mă binecuvânteze, pentru că de aici am învățat. Eu aș dori ca Dumnezeu Sfântul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Și mă bucur că aveți un viitor frumos. Am văzut un fanfarist aici, nu-i mergeau clapele, dar el cânta cu foc. Nathan. Are un instrument, m-am uitat la el, eu cred că nu scoate nici o sunet, ce să vrei, dar cânta cu foc. Binecuvântați pe Dumnezeu pentru viitorul bisericii din Șoimăș. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze pe toți acolo unde sunteți. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Am înțeles că e o întâlnire mai neprotocolară și mai spontană. De aceea m-am prezentat la voi fără cravată, costum, Biblie și ochelari. Mă simt emoționat nu pentru asta, ci mă simt emoționat pentru că vă văd. Și faptul că vă văd îmi stârnește atâtea gânduri, încât niciodată cred că nu m-am gândit la ele, cât îmi vin acum în minte. Dacă ar fi să vi le spun pe toate, cred că ar trebui să mai repetăm programul încă o dată. Dar am să încerc să vă spun doar câteva lucruri de concluzie pentru mine, poate și pentru voi. Dumnezeu m-a binecuvântat în această biserică. Am reușit să mă încadrez în cei 90 de ani de existență a bisericii. Încă n-am reușit să o depășesc. Dar Dumnezeu, într-o vreme din acești 90 de ani, a fost pentru mine binecuvântare. Binecuvântare prin această biserică. În primul rând vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a dat o soție din această biserică. Prin ea am fost binecuvântat. Am fost binecuvântat și am crescut 4 copii care sunt pentru mine binecuvântarea și frumusețea vieții, soția și copiii mei și de aproape 24 de ore și bunic. Mă bucur că pot ca să aduc în ziua de astăzi ceva la jertfa de mulțumire pe care biserica o aduce Domnului pentru cei 90 de ani și sunt fericit să fac parte și eu din aceasta. Vreau să vă mai spun că am fost binecuvântat și prin faptul că am putut ca să slujesc în această vreme. Și slujirea mea, vreau să spun că n-a fost una ușoară, așa cum sunt toate slujirile. Nu a fost ușoară. Am fost un slujitor nu cel mai bun, nici cel mai rău. Am căutat să slujesc în felul meu. Dar fiecare slujire are prețul ei. Și eu am plătit și eu prețul din direcția și de pe poziția mea. Pentru că am fost conștient că în slujirea mea de dirijor trebuia să lucrez în ansamblu cu oamenii. Și știam întotdeauna că o lucrare de ansamblu pretinde ca tot ansamblu să fie prezent și să-și dea silință. Și ceea ce mă năcăja pe mine era faptul că din ansamblu lipsau multe piese. Asta pe mine m-a necăjit și m-a terorizat în vremea cât am slujit.
Așa se face că corul din Șoimoș, în vremea mea, a avut cele mai lungi pauze, vacanțe. Pentru că eram de părere că mai bine stăm un timp scurt și facem treabă și după aceea ne vedem de ale noastre, decât să ne vedem de lucrările Domnului și să nu facem nici pe ale noastre, nici pe a Domnului. Am fost binecuvântat cu suferință, în sensul că mi-am dorit și am zis, Doamne, am să ajung și eu clipe în care să mă duc la biserică fără să mai fiu terorizat de gândul slujbei. Și am ajuns. Vreau să vă spun că nu este bine. Și bine ca fiecare să caute să-și facă slujba așa cum a fost chemat, indiferent de ceea ce îi se pune în cale. Greutățile slujbei trebuie duse până la cap. Nu vreau să mai lungesc. Sunt emoționat, mă bucur să vă văd și să fiu alături de voi. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. N-aș fi îndreptățit să vorbesc astăzi, pentru că nu sunt un fiu al bisericii, sunt un prieten al bisericii, născut pe Valea Crișului în Sebiș, făcând studiile pe malul unui râu canalizat din Timișoara Bega, lucrând ca stagiar în Tulcea, la Dunăre, în primăvara anului 1989, luna martie, anul Revoluției, m-am ajuns nu cu pluta, în Valea Mureșului, în acest oraș. Eram străin, nu cunoșteam pe nimeni. Frate de-a meu mi-a spus, cunosc pe cineva, fostă colegă de lucru, este sora Tina, este soția unui frate din conducerea bisericii, caută să cunoști tu pe cineva. Ajungând aici în biserică, într-o joi seara, n-am avut curajul să întreb, ține sora Tina, m-am întâlnit cu un fost coleg de facultate, cu fratele Cornel Popa și ne-am bucurat împreună. Mi-a zis, haide că poți să îți iei trombonul, știa că cântam la acel instrument și să o dăm pe Domnul împreună. Și așa am ajuns în multe joi seara să cântăm împreună, făceam repetițiile la casă. N-am cântat în fanfara bisericii, poza este doar, probabil, într-o seară, când am lăudat pe Domnul aici. Pentru mine această biserică este ca o biserică, mamă, consider eu, pentru Bisericii Pentecostale din Lipova. Vreau să citesc din Psalmul 137, versetul 1. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălțile din ținutul acela ne atârnase marfele, căci acolo biruitorii noștri ne cerau cântări și asupritorii noștri ne cerau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destunicea ei. Această biserică, așa cum s-a amintit, are un istoric, a dat naștere la mulți biruitori care și mulți cântăreți, oriunde s-ar afla această biserică are fii, în Lipova, în localitățile apropiate, dar și în America. Și este mare har pentru că acești fii a Sionului din biserica de peste Cășoimoș m-a spus că acest salmit, dacă te voi uita, biserica pe stâncă Șoimoș. A fost o vreme pentru ei că n-au putut să cânte cântările Sionului, pentru că o cântare se cântă cu bucurie. Dar nu au uitat niciodată, nu le-au plecat. Aș numi această sărbătoare de azi o calitate a Dumnezeului nostru care este același ieri, este și astăzi și va fi și mâine. Această sărbătoare de azi spune că este ziua de ieri, a credincioșiei lui Dumnezeu. Și cadrul spune acest lucru. Întâlnirea de mâine aș numi eu Dumnezeu care este astăzi credincios la fel.
Și următoarea sărbătoare care poate la 100 de ani se va face este a Dumnezeului de mâine, care va fi tot credincios. Niciodată nu vom uita. N-au uitat nici fiii Sionului plecați de dincolo. Și clădirea aceasta nouă este o dovadă a acestui fapt. De aceea, Domnul, să vă binecuvânteze acolo sunteți. Domnul, să vă binecuvânteze și pe tine, frate Cornel Popa, conduiești cu familia ta. A fost pentru mine legătura prin care am ajuns să fiu și eu binecuvântat în această biserică. Vă mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu este acela care va fi credincios cuvintele Lui. Biserica din Sfântul este o biserică de Dumnezeu. Este o biserică care a creat mulți fii. Este o biserică de viitor. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. 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 Mulțumim fratelui Moise, Domnul să-l binecuvânteze, vede familia lui, lucrarea pe care o face în Lipova. Și în ceea ce privește sărbătoarea de 100 de ani, mă gândesc că dacă, probabil că locul va fi acolo, dacă am eu. Pentru că generațiile se schimbă și trebuie să fim realiști. Nu regret. Sigur, trebuie să privim în urmă, învățăm din greșelile pe care le-am făcut, dar noi trebuie să vedem dragostea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Frate Dorin, ai fost unul dintre copiii neastâmpărați care tot trimiteai bilețele la amvon că vrei să cânti, să aveai un flaut, dacă mă duc eu bine aminte. Un clarinet, așa? Câteodată ne deranja treaba, ce vrea pruncul ăsta să cânte? Dar la urmă ne-am dat seama că am făcut bine că l-am pus. Ai fost organist, ai fost dirijor de cor, ai fost dirijor de fanfară un timp. 2 minute. M-ați luat prin surprindere. Este locul unde am primit pe Domnul. Locul unde m-am născut. Locul unde m-am simțit bine și ori și unde am fost legat în lume, în străinătate. Și acum unde sunt la Păuliș, la fel spun că sunt din Șoimuș. Fac parte în această biserică. Amintele sunt foarte multe. Și dacă îmi permiteți, aș vrea doar să cântăm o mică cântare. Cred că toată lumea cunoaște cântarea Iisusel meu, prieten scump, din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisusel meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Din zori de zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce. Arășul ce scump în boale și-n suspine, Iisus, tu mă-nsoțește-n drum să fiu mereu cu tine. Iisus, tu mă-nsoțește-n drum să fiu mereu cu tine. Tu mi-ești comoara care fost de mine mult căutat și pentru acest loc, pentru această carieră, cum s-a spus, unde am fost ciopliți și astăzi slujim Domnului. Domnul să binecuvânteze Șoimușul. Aș vrea să rog pe sora Florica Năfăreanu, pentru că a fost cea care s-a ocupat de copii de la început. Un gând.
N-am vrut să spun dinainte ca să n-ai emoții. Eu nu pot decât să spun slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că la un timp anume hotărât de Dumnezeu am fost parte în lucrarea lui Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului pentru cei care, cu care am început lucrarea de slujire în biserica aceasta. Mi-am adus aminte cu câte emoții am început să slujesc, cu câte temeri, cu nesiguranță, dar faptul că s-a ajuns aici, că văd tineri care astăzi slujesc Domnului, nu pot să spun decât slăvit să fie Domnul, pentru că El, Domnul, a fost Cel care a lucrat și a Lui să fie toată cinstea și toată slava. Amin. Slăvit să fie Domnul! Doresc să spun că la vârsta de 6 ani jumate am venit la biserică și mămica mi-a spus că mă va pune să cânt o cântare. Aș vrea să fiu ca înger, curat și nepătat. M-a așezat lângă ea pe bancă, eram pe bancuță lângă ea, și în momentul când am început să cânt această cântare, am simțit un fior sfânt de prima dată în viața mea și m-am uitat spre ușă și la o clipeală din ochi a apărut Domnul Iisus și am văzut semnul cuielor și s-a uitat la mine. Zâmbetul acela m-a marcat toată viața, am simțit ce, și n-am simțit niciodată. Și a fost o prezență a Duhului Sfânt, că toată biserica s-a ridicat în timpul cântării în picioare și toți au început să se roage. Eu n-am înțeles ce să simt. Aleluia! Și pe toți frații și surorile le-am văzut în haine albe. Tavanul a dispărut în stânga și în dreapta mea, am văzut cor de îngeri cum cântă cu biserica. A fost o prezență deosebită. La sfârșitul lucrării, fratele Neța a întrebat pe mami. Întreabă-l pe Deluțu că ce-a văzut, că el a văzut ceva. Și în momentul când i-a spus mămica, zice, l-a văzut pe Domnul Iisus. Și atunci a spus fratele Neța așa, zice, mi-a arătat Domnul că astăzi l-a așezat Dumnezeu, i-a dat o harfă de aur să cânte laudele Domnului de la vârsta aceasta de 6 ani. Și să știți că în acea zi și zile următoare am simțit cercetarea Duhului Sfânt în viața mea. Fugeam în grădină la rugăciune să stau de vorbă cu Cel care mi-a zâmbit. Și așa m-am îndrăgostit de El, pentru că și astăzi, la 55 de ani, sunt tot așa de îndrăgostit de El. În momentul când fratele Ewald, la mormântarea mamei mele și cu fratele Cornel, cu corneluțele, l-au invitat, în fața mea a apărut un singur titlu. Vei cânta cântarea Un oraș frumos este pe munte. Fratele Cornelela ne-a mobilizat la această cântare care întotdeauna, când am trecut prin Valea Umbrei Morții, când fiica mea de 18 ani a decedat și am stat la căpătul ei, când cealaltă fiică, Grațiela, mai avea câteva clipe la spital cu leucemie și mă uitam la ea că va muri, această cântare pe mine m-a încurajat foarte mult. Și acum la mormântare, fiica mea a venit aici. Ea de 7 ani de zile nu mi-a niciun tratament. S-a atins puterea Duhului Sfânt, pentru că biserica aceasta, când am avut 10 ani, am fost diagnosticat să mi se taie picioarele. Mămica mea a venit joi seara aici, s-a făcut ungere cu un de lemn pe batistă și a venit mămica la spital. A pus batista peste care a fost chemat numele lui Iisus. Și după câteva zile Dumnezeu m-a vindecat. Eu fiecare dimineață mă aduc aminte de Șoimoș. Domnul mi-a dat picioarele înapoi, că Iisus trăiește, glorie Lui. De aceea mărturisesc că Hristos este același, ieri, astăzi și în veci. Un oraș frumos este pe munte, glorie nespusă.
orașul de pe munte, de pe munte, vină pe cerenii. Bucuria, bucuria va fi mare, va fi mare și în cer, toți vină fericii. Tot orașul de pe munte, de pe munte, bucuria va fi mare, va fi mare și din cer, toți fim fericii. Veniți voi toți cei frumiți vie, spune Domnul Iisus celor smeriți, și acolo veți primi odihnă, iar de Tatăl voi veți fi primiți. Slujit și în Europa, am spus despre Șoimoș. Pentru mine Șoimoșul este leagănul credinței apostolice penticostale, e la leagănul cântărilor spirituale, pentru că în locul acesta Duhul Sfânt a aprins în inima mea să duc această flacără a cântării prin Duhul Sfânt. Și sunt lucrările Domnului și Șoimoșul va rămâne întotdeauna în inima mea. Domnul să vă dea propășire, Domnul să binecuvinteze biserica din Șoimoș, Domnul să binecuvinteze tineretul din Șoimoș, Domnul să binecuvinteze copiii din Șoimoș, Domnul să binecuvinteze corul din Șoimoș, Domnul să binecuvinteze fanfara din Șoimoș și Domnul să rămână la lucru. Amin. Mulțumesc. Mulțumim fratelui Nelu Olariu, Domnul să-l binecuvinteze, el, familia lui, și lucrarea pe care o face împreună cu familia. Are unul dintre băieți care a plecat în misiune în Oltenia cu mai mulți tineri din biserica din Micălaca. Ne apropiem de încheiere. Parcă a trecut așa de repede. Dar nu cred că a fost degeaba. Nu cred că e cineva căruia să-i pară rău pentru timpul acesta, nu? Chiar dacă a fost zi de sâmbătă, zi de program administrativ, obișnuim noi, dar s-a meritat să facem o haltă, să ne oprim puțin. Pentru că avem un Dumnezeu așa de mare, un Dumnezeu care a făcut atât de multe lucruri în viața noastră. Am trăit multe amintiri. Ascultându-l fratele Tănase, mi-aduc aminte, nu știu dacă am fost prezent când s-a făcut ungerea tabită, dar cred că am fost acasă cu fratele Cornel. A fost o minune a lui Dumnezeu. Una dintre multele minuni. Aleluia! Slavă!
M-am gândit să mai spun una în familia noastră. Am mai spus-o, dar este așa de puternică. Băiatul nostru, al patrulea, Dan, a avut o perioadă în care a fost foarte bolnav și nu a putut mânca nimic, nici medicamentele nu le-a suportat. De joi dimineață n-a mâncat nimic până duminică dimineață. Eram necăjiți împreună cu soția și duminică dimineața am zis, îl sunăm pe fratele Cornel să vină să facă ungerea la Dan. A venit, ne-am rugat și fratele Cornel ăla, bătrânul, seniorul, felul lui, foarte hotărât așa, Dane, ce-ai vrea să mănânci după rugăciune? A spus, ou și lapte. Soția aici mi-a spus, nu știu dacă îi dau, eu nu cred că e bine acum, după 4 zile în care n-am mâncat nimica, să-i dau ou și lapte. Și frate că mi-a spus, dacă el a zis așa, îi dai ceea ce a zis el. Și a dat. Și nu s-a întâmplat nimic și Dan a fost vindecat. Să fie Domnul! Sunt multe de spus. Și vă mai fac o mărturisire. Și cu asta încheiem. Am avut o perioadă în care am regretat că am pornit sărbătoarea asta. Am fost destul de descurajat din mai multe motive. Unul dintre motive era cel financiar. Noi am investit foarte mult cu actele care le-am făcut biserica nouă. Vedeți aici, am făcut reparații. Mulțumesc fraților care s-au implicat în această lucrare. Frate Ruben, cred că nu-ți pare rău, nu? Și au fost și altfel de probleme. Cred că diavolul a fost foarte tulburat și foarte nemulțumit. Și am stat în cumpănă și am zis, Doamne, am anunțat-o acum, că dacă n-aș fi trimis și invitațiile, poate că mă mai răzgândeam. Dar dacă îi după voia ta, atunci să-mi dai un semn, să mă încurajez. Și duminică seara a venit cineva care a făcut o donație substanțială. În așa fel încât am avut și avem bani pentru toate cheltuielile care revin din această sărbătoare. Slăvit să fie Domnul! Iar acum spun că nu mai îmi pare rău. Haideți să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Să mulțumim Domnului pentru cei 90 de ani de istorie ai bisericii. Mi-am notat aici o observație pe care o face un om al lui Dumnezeu, care spune următoarele. Dreptul de a fi în slujba lui Dumnezeu nu este dat de anii petrecuți pe pământ. Nici măcar 90 de ani. Chiar dacă sunt 90 de ani. Ci de experiența ta cu Dumnezeu, de plinătatea Harului și a Cuvântului Său în tine. Asta e important. Asta e esența sărbătorii noastre. 90 de ani ca timp. Dar ceea ce a lucrat Dumnezeu în fiecare dintre noi, în acești 90 de ani, sigur, n-au prins toți 90 de ani, cei care au prins o parte, i-au plecat la Domnul, cei care au 90 de ani, nu s-au născut încă de la început în lucrarea lui Dumnezeu. Dar în anii care i-am prins, din istoria acestei biserici, Dumnezeu a lucrat în viața noastră, deci este important experiența personală cu Dumnezeu. Lucru pe care l-am făcut. Au fost frații antevorbitori care au mărturisit experiențele lor personale cu Dumnezeu. Cum a lucrat Dumnezeu în viața personală, în familie, în biserică și așa mai departe. Plinătatea Harului lui Dumnezeu. Harul este darul nemeritat pe care ni-l oferă Dumnezeu. Și a Cuvântului Său care trebuie să locuiască în noi. Istoria este trecut. Astăzi am trăit prezent, de aici înainte scriem istorie pentru viitor. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze, să scriem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Mi-a adus aminte, frate Nelolariu, cu cântarea asta, un oraș frumos este pe munte, cei mai de generația mea, vă aduceți aminte, era imnul bisericii noastre într-un timp.
adus de la Sibiu? Așa zice? Da. Adus de la Sibiu. Dacă e adus de la Sibiu, atunci merge să mai cântăm o dată cântarea asta, nu? Haideți să ne ridicăm în picioare, să mai cântăm o dată și după aia venim într-o rugăciune de mulțumire. Fiecare, așa cum simte, așa cum dorește, să-i mulțumească lui Dumnezeu și în același timp îl rugăm pe Dumnezeu ca El să binecuvânteze Biserica din Șoimoș și toate bisericile reprezentate aici, toate bisericile penticostale din România, să le binecuvânteze Domnul și să ne ajute să scriem o istorie potrivită cu voia Lui. Amin. Un oraș frumos este pe munte, gloriele sus în câmpii. Eu doresc să văd așa frumusețe, când vor trece valea plângerii. Tot orașul Tatăl, voi veți simți tot orașul.